I-am dus cumnatei mele o farfurie de carne și câteva sarmale de pomană, de sufletul mamei mele. Cumnata mea a primit bucuroasă mâncarea pe care i-am dat-o. Însă mai pe seară, când am văzut ce face cu mâncarea primită de la mine, am rămas încremenită. Lacrimile au început să-mi curgă și roaie pe obraji. Într-o zi, după ce am terminat de pregătit pachetele cu mâncare pentru sufletul mamei mele, am decis să împart câteva dintre ele în sat, așa cum obișnuiam. Am pregătit sarmale, carne de pui și câteva prăjituri și am împărțit totul cu drag. Ultimul pachet l-am păstrat pentru cumnata mea. Ea și soțul ei locuiau chiar alături de noi, iar eu mă bucuram de fiecare dată când aveam ocazia să-i vizitez. Deși trăiam într-o căsuță modestă, mă simțeam norocoasă că îi aveam aproape. Soțul meu lucra în construcții, iar eu lucram la o croitorie. Aveam o situație modestă, comparativ cu cumnata și cumnatul meu. Ei, fiind mai înstăriți, locuiau într-o casă mare și frumoasă. Cumnata mea lucra la primărie, iar cumnatul meu era avocat, așa că erau respectați și apreciați în sat. După amiaza, în jurul orei 3, am decis să merg la cumnata mea să-i duc pachetul de pomană. Am ajuns la ea și am fost primită cu un zâmbet cald, așa cum mă așteptam. "Bună, cumnată," i-am spus, încercând să-mi ascund emoțiile. "Bună! Ce surpriză plăcută! Ce ai pățit?" m-a întrebat ea, curioasă. "Nu am pățit nimic, dragă. Uite, am venit până la tine să îți aduc ceva de pomană, de sufletul mamei mele, dragi." A părut foarte încântată. Apoi a luat punga cu mâncare și a pus-o pe masă. Am mai stat puțin de vorbă. Am discutat despre lucruri mărunte, despre viață, despre sat. Iar apoi m-am retras, lăsând-o să se bucure de restul zilei. Mai pe seară, în timp ce ieșisem în curte să iau apă, ceva mi-a atras atenția din grădina cumnatei mele. Peste gard, am observat-o cum se îndrepta spre curtea din spate, ținând punga cu mâncarea pe care i-o dădusem. Curioasă, m-am apropiat încet și am privit. Când am văzut ce făcea cumnata mea, am încremenit. A deschis punga, a scos farfuria cu mâncare și a dat carnea de pui câinelui, iar sarmalele, care erau pregătite cu atâta dragoste și grijă, le-a aruncat la porc. Am rămas fără cuvinte. Lacrimile au început să-mi curgă și roaie pe obraji. Nu-mi venea să cred că cineva ar putea să-și bată joc în așa fel de mâncarea dăruită din suflet. Mă simțeam umilită, iar durerea din inimă era prea mare pentru a o putea exprima în cuvinte. Chiar dacă eram o femeie modestă, eram curată și găteam totul din suflet, într-un mod curat și atent. În acea clipă, mi-am promis că nu voi mai da niciodată de pomană la neamuri sau la vecini, ci doar la oameni amărâți, care cu adevărat au nevoie de un astfel de gest. Din acea zi, nu i-am mai călcat pragul cumnatei mele. Chiar dacă mă invita la ea la cafea sau la grătar, găseam mereu o scuză să nu mă duc. Îmi pierdusem încrederea în ea și nu mai simțeam nevoia să fac parte din viața ei. În loc să stau în compania oamenilor care nu prețuiesc gesturile de bunătate, preferam să stau singură. Morala poveștii este simplă. Dăruiește de pomană doar celor nevoiași, nu celor care au de toate. Adevărata pomană este cea în care hrănești un copil flămând, un om bolnav sau singur, sau un bătrân sărman, nu atunci când dai de pomană unor oameni care nu vor prețui și vor arunca totul la gunoi. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.